trei greșeli pe care le faci la sală. Ce ai, mă? Salutare, ce faceți? Bine ați venit la un nou video. Astăzi vreau să vorbim despre trei greșeli pe care le faceți la sală. Poate unii dintre voi sunteți conștienți de ele, dar majoritatea cred că nu. De aceea vreau să dezbatem astăzi puțin, să trecem prin toate cele trei. Două dintre ele sigur vă vor ajuta foarte mult și vă vor ajuta să înțelegeți mai mult despre cum trebuie să abordați toată situația pentru a progresa mult mai repede și pentru a ajunge la obiectivele dorite într-un timp mult mai scurt și mult mai eficient. De aceea vreau să trecem astăzi prin toate cele trei și să vedem unde greșim și cum putem face să ne îmbunătățim aceste greșeli pentru rezultate mult mai bune. Și prima greșeală pe care mulți dintre voi probabil o fac este să meargă la sală fără un plan. Am văzut multe persoane de-a lungul anilor care pur și simplu merg în sala de fitness fără niciun plan. Ajung în sala de fitness și atunci ei se gândesc ce exerciții să facă, ce grupe musculare să aleagă, să lucreze în ziua respectivă și așa mai departe. Această abordare nu o să te ajute pe termen foarte lung pentru că vei lucra haotic, nu vei respecta niciun plan, nu vei respecta niciun program anume și acest lucru te va îndepărta de obiectivele pe care ai putea să le îndeplinești mult mai repede decât dacă ai face așa haotic cum crezi tu. Probabil nici nu îți dai seama de chestia asta, tu doar mergi la sală și crezi că este foarte bine. Dar crede-mă că este foarte important să, înainte de a intra în sală, să ai un plan. Câți dintre voi nu ați văzut prin sală oameni care vin de foarte mult timp, de câte ori mergeți voi sunt și ei acolo și pur și simplu îi vedeți lucrând diferite tipuri de programe de antrenament într-un singur antrenament. Facem acum puțin cardio la început, transpirăm-ne așa, băgăm niște serii de biceps din tot corpul, apoi mergem la sac și dăm niște pumni și picioare în sac și cam ăsta este antrenamentul. Așa ceva nu este ceva ce poți, ce să te ajute pe termen lung, dar pentru început poate să fie o variantă, dar pe termen lung nu este ceva ce te-ar putea ajuta. Sfatul meu pentru tine, dacă încă nu ai un plan de antrenament, este să-ți faci. Vei găsi videoclipuri pe YouTube și la mine pe canal, dar și la alții, care îți explică cum să-ți alegi un program de antrenament, ce exerciții să cuprindă acel program de antrenament, îți poți face un program de la 3 la 5-6 zile pe săptămână, pe care să le respecti timp de câteva luni, vezi cum merge pentru tine, vezi cum funcționează și poți ajusta în timp la acel program sau îl mai poți schimba, pentru că sunt diferite tipuri de antrenament pe care le poți face. Asta este sfatul meu pentru tine, dacă și tu faci această greșeală în programul tău de antrenament la sală. Bine, fără program de antrenament la sală, se spune, nu? Nu te încuraje să mergi la sală și să faci doar biceps. Am auzit și această variantă, chiar la mine aici la sală, este un copil care vine și a făcut doar biceps într-o zi. I-am spus că nu este o variantă, decât să vii să lucrezi doar biceps într-o zi, pentru tine că ești mai ales începător, te va ajuta mult mai mult să alegi un program în care să combini niște grupe musculare, poate să faci chiar mai des, dacă tu vii de 6 ori pe săptămână să vii mai des și să lucrezi mai frecvent, dar mai puțin și să lucrezi amestecate grupele musculare, mai ales dacă ești la început, aceasta este varianta ideală pentru tine. Nu să vii să faci doar biceps, pentru că bicepsul este o grupă foarte mică, nu te va ajuta de mult, mai ales dacă vrei să slăbești, nu te va ajuta deloc. Tu trebuie să lucrezi exerciții compuse care să arzi foarte multe calorii și să lucrezi mai multe grupe musculare în același timp. Haideți că mi-am dat seama cam prea târziu că am lumina cam proastă și am pus lumina de rezervă. Bun, a doua greșeală pe care o fac foarte mulți în sală este să lucreze în exces. Vin de 7 ori pe săptămână la sală, mai ales la început. Entuziasmul foarte mare, motivația. Vin de 7 ori pe săptămână la sală, stai câte 2-3 ore în sală. Da, nu este ceva ce poți susține pe termen foarte lung și nu este chiar o variantă foarte bună, mai ales dacă ești la început. Pentru că tu nu ești obișnuit cu efortul respectiv, nu poți să duci pe termen foarte mult 7 zile de antrenament pe săptămână, este enorm, ai nevoie de odihnă. De aceea îți recomand la fel, program de antrenament și să nu lucrezi neapărat în exces, pentru că asta face un program de antrenament, te ajută să combini exercițiile și grupele musculare și să nu lucrezi 7 zile pe săptămână, să lucrezi între 3 și 6 zile pe săptămână sau maxim 5, eu aș zice, mai ales dacă ești la început și 5 este foarte mult, dar asta te ajută, asta face pentru tine un program de antrenament. Îți aranjează exercițiile și grupele musculare în așa fel încât să nu te supra-antrenezi și nici să nu te antrenezi suficient. Deci în loc de a merge 7 zile pe săptămână la sală, ai putea, mai ales dacă ești la început, cu 3 zile pe, știi că doar cu 3 zile pe săptămână de antrenament full body
și o alimentație cât de cât pusă în ordine și echilibrată este cam tot ce ai nevoie, mai ales dacă ești la început. Deci nu trebuie să te epuizezi, pentru că tu ai nevoie și de odihnă. Masa ta musculară nu va crește dacă tu nu te vei odihni. În timpul antrenamentului, fibrele musculare se rup, în timpul refacerii se regenerează și atunci se produce și creșterea masei musculare, nu în timpul antrenamentului. De aceea ai nevoie de un program stabil, care este simplu de făcut. Dacă nu știi, ai și la mine pe site programe de antrenament, unele și gratis, altele și cu plată. Ai posibilitatea și de a achiziționa personalizate programe. Deci tot ce trebuie să faci este să te informezi, să fii deschis la învăța lucruri noi, pentru că sala este ca orice alt domeniu. Trebuie să înveți puțin, trebuie să te documentezi, pentru că mereu pot apăra chestii noi, trebuie să înveți execuții corecte la exerciții. Nu este greu, trebuie doar să-ți placă și să te apuci de treabă. Asta e tot ce trebuie să faci. Nu spun că a merge 3 zile pe săptămână la sală este suficient. Dacă tu vrei să mergi de mai des la sală, dacă vrei să mergi mai multe zile, este foarte bine. Doar că ceea ce încerc să spun este că mai mult nu înseamnă neapărat mai bine. Deci poți să urmezi un plan de antrenament care să te ajute să faci lucrurile corect. Și crede-mă, cheia este consistența în antrenamente. Nu să mergi de 7 ori pe săptămână la sală timp de câteva luni. Consistența înseamnă să mergi de 3 ori pe săptămână timp de ani de zile. Asta este cheia. Pentru că văd foarte multe lume în sală, mă întreabă, mamă, tu de cât timp faci sală? Le spun, aproape 10 ani, băieți. 10 ani de sală și acum vin doar de 3 ori pe săptămână. Eu acum, în momentul ăsta, mă duc doar de 3 ori pe săptămână la sală. Și îmi spun, wow, eu vin de 7 ori și nu arăt așa. Păi, cheia este să vii consistent. Hai să treacă ani de zile de antrenament, de disciplină și poți să arăți și tu la fel. Deci cheia este, nu este să pe termen scurt, cheia este să poți să susții chestia asta pe termen foarte, foarte lung. Pentru că de sport avem nevoie toată viața, nu doar 6 luni de zile, am făcut un pic de abdomen, mă duc la plajă și gata, asta este. Nu, nu funcționează așa lucrurile, de aceea trebuie să avem un plan, trebuie să ne placă și să ne simțim bine. Bun, și cea de-a treia greșeală, nu o pot numi chiar greșeală, dar cum înțeleg oamenii greșit chestia asta cu sala? Am pus puțină burtă, m-am îngrășat, trebuie să merg la sală. Dar ție nu-ți place să mergi la sală. Ideea este că nu trebuie să mergi neapărat la sală. Poți să faci orice alt fel de mișcare. Acest lucru te va ajuta oricum să slăbești, să chiar să pui masă musculară dacă ții să faci un sport anume. Adică nu trebuie neapărat să mergi la sală dacă pentru tine este o povară. Și la sală mai ales, acum au început să fie clase de aerobic, de spinning, poate sporturi de contact, zumba și toate cele. Adică nu trebuie să faci neapărat să mergi la sală să tragi de fier dacă ție nu-ți place chestia asta. Ceea ce încerc să spun cu această greșeală este că nu trebuie să vezi sala ca pe o povară, trebuie să o vezi ca pe o oportunitate și dacă ție chiar nu-ți place să mergi la sală, poți alege oricând altă formă de mișcare. Nu știu dacă este chiar greșeală, dar trebuie să înțelegeți chestia asta, că nu trebuie să fie o povară, trebuie să fie o oportunitate. Băieți, acestea au fost cele 3 greșeli pe care le fac mulți dintre noi la sală, mai ales la început. Sper că v-a fost de folos, sper să vă ajute aceste informații. Am uitat să vă spun, dați și voi un like la acest video și dacă nu v-ați abonat să o faceți. Aveți în descriere cam toate lucrurile de care aveți nevoie, echipamente, suplimente. Aveți și site-ul meu unde găsiți și acolo echipamente și suplimente și programe de antrenament și foarte multe alte lucruri. Nu uitați să lăsați și jos un comentariu să-mi spuneți ce greșeală ați făcut voi la început, ce greșeală faceți în momentul de față și ce greșeală ați vrea să remediați pe viitor. Nu uitați să dai, cum am spus, un like la acest video. O să ne revedem data viitoare cu un nou video. Vă pup, aveți grijă de voi și nu uitați, cheia este să fiți consistenți. Nu neapărat mult, repede și rapid. Mult, repede și rapid, n-are sens. În fine, nu mult și acum, mult și pe termen lung. Adică puțin câte puțin și pe termen lung. Vă pup, aveți grijă de voi, baftă la antrenamente!